Bine v-am găsit la podcast. Așa, ce e aici? Aici e Academia noastră de muzică. Wow, ce frumos e aici. Bine v-am găsit, dragii mei, un nou podcast. O nouă întâlnire cu viața. Un personaj interesant, captivant. Un om pe care îl știți foarte bine, și anume Marius Manole. Da, da, da. Astăzi are și o surpriză, și anume Carmen Tănase, buna lui prietenă. Apă. Apă, poate și un ceai aș încerca. N-am mai încercat de mult, de când eram bolnav. Da. Mă uit pe casă, pe la oameni. Uite-te, uite-te, pe aici se țin cursurile. Uite, ar trebui să vin și eu. Te așteptam. Te poți? Instrument. La niciun instrument, la voce. A, avem, cum să... Dragii mei, încă ceva. 22, 23, 24. Cum să uitați așa ceva? Fac ce-mi spune inima. Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce spune inima. Dar se poate și cu afoni? Da. Da? Da. Hai, că vin. Te așteptăm. I can hear the sounds of violins long before it began. Make me feel as only you know how. Am niște profesoare super. Serios? Da. Mamă, păi nu vin eu? Ne bucurăm foarte mult că alături de noi sunt vinul Sâmburești și Aqua Carpatica. Prietenii noștri ne susțin și în sezonul acesta cu efervescență. A venit, a venit, a venit. A venit, da? Poate mai ceva să vedem cine e. Pare că e cineva. Hai, cu cortine. Bravo, baby! Doamne! Da, un debutant. Un debutant. Veșnic debutant. Unde stau? Aici. Deșeritate. Doamne. Punem astea? Acesta a fost podcastul cu Marius Manole. Mulțumesc foarte mult. A fost o bucurie să te văm aici și Doamne, cred eu că toată lumea a fost edificată despre tot ce ai spus. Felicitări, da, cu atât. Mulțumesc foarte mult și ne vedem cu mare drag și data viitoare. Va fi plăcerea mea, fără îndoială. Este și plăcerea colegilor mei. Astăzi alături de noi Jean Valjean. Așa. Mario Cavaradossi. Așa. Și l-ai recunoscut pe Al Pacino de România. De România. De România. Cam asta e. Da. Dragul meu, aceasta este viața ta. Așa, în câteva foi? Chelcă foa. Uite aici. Chelcă foa. Chelcă foi. Chelcă foi. Chelcă foi. Ce de foi? Asta e viața ta. Da. Înțeleg că... E scris mare. E scris mare. Am văzut că e scris mare. Nu. Dacă vrei îmi pun și de ăștia. Uite ce frumos. De un an de zi. Cum? Ia dăm puțin. Ia dăm puțin. Eu am vrut să te întreb de mult de ochelarii tăi. Ăștia... Opa. Băi, ăsta-i soare. Stai... Cum e? Mamă. E ok? Mai bine ca atunci. Wow. Da. Da, chiar wow, stă bine. Bă, dar ce bine stă ție. Da. Opac. Unde e? De unde ai luat? De la mall. Bine. De la o... Îți fac legătura. Da, hai, ca nici forma asta mă interesează. Dar de rezolv astăzi... chiar vreau să-ți faci o poză. Uite, chiar îmi fac o poză. Ei, să râz. Îmi fac și o... fam și mie una? Stai. Pe bune? Da. Hai, mă, nu poți. Ia, și... Dar vezi că ia cu... Și pentru aproape și pentru departe. Da, am văzut că sunt așa, mai. Pe jos te uiți... Gata. Pe jos te uiți aproape, pe sus te uiți departe. Am zis... Poți să... Nu, e perfectă. Ia. Da, ce poză bună am făcut. Mă, mare fotograf sunt. Wow. Nu rău, nu rău, da, nu Eric rău. Clapton, da. Eric Clapton? Bravo, bravo. Și Marius cu cine seamănă? Cu un șoarece. Practic cu un șoarece. cu un cap, un cap mic și doi ochi. Cât uși de puțin... Și tu? Și tu? Ei. M-a făcut? Arată? Da, nu e rău. Dar o să-ți... Îmi pare rău că n-am venit cu niște ochelari, că găsim niște ochelari foarte haioși la Lia acasă. La Lia Bugnar. Și, da, și am și luat. Sunt mici, 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 mici și rotunzi. Ah, păi avem și de ăștia. Aveți și de aia? Da, da, e ofițial. Ce mizerie la mine în casă. Am văzut niște poze din casă și eu, un dezastru. Mamă, câini. Am dat de Carmen Tănase cu câinii.
Carmen cu câinii. Oh. Da, da, te da. Pupăm, Carmen. Da, chiar o pupăm, chiar o pupăm. Tu nu porți ochelarii. Depinde, dacă îmi permite personal. De exemplu, acum în fluturi. Și ăștia sunt frumoși. Te rog. Mamă, dar numai lucruri scumpe și frumoase. Cum naiba Dumnezeu i-a ajutat pe unii? Uite, mă, uite, uite, băi, ce bine -s. Băi, băi, frate. E vindem? Pe ce pe platformă? Platforma podcastului nostru. Da. Facem o platformă. Chiar, dar n-am vrut o platformă. De ochelari. De ochelari și de lucruri care poți să... Sigur, că până aici, când vrei să te folosești de ei, pentru da. Că vor fi n-am multe... N-am de citit, nu? Sau am de citit? Ai... Nu mai văd, incredibil. Tu ai crezut vreodată că n-ai să mai vezi? Adică eu redem de toți ba, colegii... Da, vezi, ba da, vezi, numai că de da, un ba. An de zile, aproape de un an de zile, nu mai văd niște... Când bă uit pe data de expirare a anumitor produse. Lucruri, nu, nu mai văd. Da. Și am zis, decât să expire... Și atunci ei tinere. Asta. Puh, ce plasă. Vai, Manole. Iartă, copii, da, hai, un tuș pentru domnul Manole, vă rog. Da. Pam, 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 pam. O să fie multe de astea, pregătiți-vă. Marius Tasă, vă spun da. Din prima, Marius Tasă trebuie să se ducă în această după-amiază seară, noapte, trebuie să se ducă pentru a fi speaker motivațional. În fața noastră există un om care poate fi catalogat workaholic, da. Dar, de fapt, eu, concluzia mea, încă dinainte de a începe discuția noastră, eu cred că tu te cauți în permanență. E posibil, adică am multe, multe lucruri de... Am multe lucruri. De dovedit, să-mi dovedesc, să văd dacă pot, dacă adică nu e, nu e oricum muncă. Ești tânăr, ești foarte tânăr, mult mai tânăr decât noi suntem aici, 100 de ani Cristi, da, numai că a fost la Techirghiul și a făcut niște... cu nămol. Sergiu este 70, dar a trecut printr-o fază... A fost la Aslan. Ana, da? Ana, pe la Ana. De la Aslan, în filmul cu același titlu, și Eddie, da, e da, clar, nu s-a arată... născut. El nu s-a născut. El e aici, dar nu s-a născut. Mai ții minte ăla cu mălele, cu tovarșul nenăscutul? Nu. Au, nu! Nu l-am prins. L-am prins? Eu... Asta e generația. Dar tână, nimic nu știu, nimic. Dragi doamnilor, trecem peste aceste lucruri și trecem direct în pita lucrurilor. Da. A absolvit în 2001 Universitatea de Arte George Enescu din Iași, secția actorie la clasa profesor Emil Coșeriu și Cornelia Gheorghe. Între 2002-2003 au urmat cursurile secție de coreografie, important lucru, de la Universitatea Națională de Arte Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București. Când era în clasa 5-a, i-a zis cuiva din fața blocului că el are o stea a lui care o să-l ajute să devină cineva și tocmai de asta era și foarte relaxat, foarte liniștit, citez. Nu mă stresam pentru nimic la școală, nu învățam bine. Nu am fost elefruntaș niciodată. Deși luam note mari, prindeam repede. Pac, 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 îi păcleam pe ea și amețeam. Da. Înainte de rolurile de esență de la maturitate, în copilărie, la serbări, Marius a jucat cu brio mai multe roluri, printre care Fulgul, Mărul, Pepenele, Pepenele, Soarele, Vântul de Est. Da. Ce asta, Vântul de Est? Era o piesă cu fructe și cu Vântul de Est și Vântul de Vest, care se certau când să vină, când să plece, care avea întâietate. Și, da, Pepenele ăla ce ai spus acolo, cred că am mințit. Pentru că, de fapt, nu cred că am jucat Pepenele niciodată. Pepenele era personajul principal. Nu cred că îmi dădea mie nimeni. Cred că am jucat Mărul. Mărul l-ai jucat cu siguranță. Mărul, avem da. Și dovezi în sensul ăsta. Da. Adu perele alea, tru. Pe site-ul lui Marius Manole scrie așa. Dar cum? Da. Fii aici. Vezi? Toate prostiile pe eu care sunt Marius. Eu, zice așa. Eu sunt Marius. Bă, așa. Am 40 de ani. Sunt născut pe 4 octombrie 78 la Iași, unde am făcut și facultatea de actorie. Despre mine multe lucruri nu sunt de spus. Principala mea calitate este că pot munci mult. Și când spun mult, spun de fapt foarte mult. Îmi place să încerc lucruri noi și să mă depășesc limitele. Paranteze care sunt destule. Poate de asta am început să fac facultatea de coreografie, poate de asta am jucat câte 3, 4, 5 și uneori 5 spectacole într-o zi. Nu mi-e frică să greșesc, mă bucur când o fac și învăț din asta. Iubesc teatrul și mă simt norocos că am șansa să fac ce-mi place. Dragii mei, cel căruia îi se spunea Michiduță în copilărie... Dar iată, știți ce înseamnă Michiduță? Drăcușor? Da, da, diavol. Îți dai seama cât de cuminte eram. Cumințenia pământului, da. Iată aici. Da, necumpărată. Necumpărată? Cel mai mucitor actor al tuturor timpurilor. Aplauz pentru Marius Manole. Mulțumesc. Dă puțin telefonul.
Am primit la redacție... bună, bună. Ce ai? A vrut ce ai? Da. El e Michidusa? Da. Hai mă, Marius, ce e asta? Ce asta? Da, da, da. Asta era o sărbare de Crăciun, de cum se făcea la grădiniță și spuneam o poezie, ceva din creangă sau ceva. Că eu cu creangă am făcut carieră mult timp. Și... Știi cum zice în engleză la creangă? Bă, că nu eram eu mai frumușel când eram mic. Vezi, dacă rămâne om așa. Da. Știi cum se zice la creangă în... În ce? În franceză? În engleză. Creang. Brain. Da? Ia uite mă, mână-mână cu tine am mers. Vezi, da, acum se lipesc toate. Da, acum, da. Deci s-a închis ești, cercul. Ești bestial, să știi că nu difer față de fața mea, care era tot timpul, și acum ce trebuie să fac? Eu cred că știam. Dar numai că tu știai, eu asta știam, e. Eu știam, da, da, da. Și eram și foarte mândru, uite copiii aia din spate și n-aveau loc de mine, tu vezi? Ei se băgau și ei acolo să vadă, dar eu eram... Crezi că asta e o combinație de, de costum popular cu un fel de aikido... La centură mă refer? Totul mi-era mare. Totul mi-era mare. Totul mi-era mare pentru că eram foarte mic. Eram mic și slab și foarte slab. Și ai mei săraci erau disperați. Blugii mi trăgeam până în gât, ploverile mi-a târ... Nu aveau ce să... Adică era, trebuiau să cumpere în permanență pentru două, trei vârste mai mici ca mine. Am fost toată viața am fost mic. Dar nu se poate spune acum același lucru. 1,70 m, un bărbat de 1,70 m, nu e un bărbat. Să-mi cer scuze. Tom Cruise. Tom Cruise. În afară de el. La... Să știi că mai sunt excepții în vorba asta. Știu, na, este domnul Ivașcu și Ștefan Iancu. Este mai mulți pe palier, ne bate mulți pe palierul ăsta. Nu, dar în același timp avem și un bănică, nu știu cât are el. Cât are E puțin mai... Ai, 1,74. Nu. Frizează 1,74? 1,74? Cam așa. 1,74. Când luam așa... Da, cred că e un pic mai mare ca mine. Da. Crezi? Dar, na, există și Chirilă, există și... avem și de ăștia mai... Piersic Junior. Adevărat. Oameni. Oameni. Un om de omenie, nu, întâiul fiu al țării. Da, avem și capacități. Eu nu-mi pot imagina acum, dacă tu zici că erai mic, de ce zici că dădeau toți în tine ca un sac de cartofi? Că eram foarte nervant. Ceea ce am și păstrat un pic din asta, eram foarte enervant, eram un copil și eu mă enervam eu pe mine, adică eram așa de enervant și mă băteau, eram și justițiar, eu am fost de mic justițiar, adică eram cu dreptatea. Dacă eu sesizam o neregulă la un joc, cineva care trișa sau cineva care nu îndeplinea sarcinile exact cum trebuie, eu amendam și atunci mă luam multe după ce de asta așa, după cap. Au. Așa. Acum ai o palmă puțin mai grea. Grea, da, trebuie să compensez. Mă recalibrez. Așa. Okay, deci, de aia, luam bătaie multă. Și la tata, și de la din față. Adică după ce mă duceam acasă, spuneam tata, m-a bătut. M-a bătea și odată. Uite, chiar nu l-am întrebat niciodată. Bă, dar câtă minte aveai în cap să mă mai bat și tu după ce eram nenorocit de... Da, dar tu nu-i spune ce faci la școală. Sau până... vărsai totul acasă? Nu, niciodată. Eu am mințit toată viața. Până acum m-ai mințit cu ceva? Nu. A, e singura dată când ești... Nu, n-am mințit în sensul un copil în tinerețe, așa, nu, mințea mult. Nu puteam să zic, ai mei sunt niște părinți foarte... La 11 ani, imaginați-vă. Da. L-am văzut. 1,40 m. La 11 ani, 1,40 m. Cred că cam pe acolo. Și la un moment dat se plimba prin casă. Deci, fiind asta mi se pare senzațional. Asta e o chestie de film. Da, eu am povestit toate lucrurile astea? Da. Sunt împit. Deci, fiind, te plimbai prin casă și strigai... Moare Ceaușescu! A, da, revoluție. Păi era revoluția. Da, am scris și pe ușa de la baie, am pus hârtie. Am scris și am lipit-o pe ușa de la baie, moare Ceaușescu. Am dormit în cadă în noaptea aia. De ce? Că la noi în bloc s-au pus foi în poștă, în cutiile poștale, că de Crăciun pe masă câte un mort în casă. Și noi steam foarte aproape de primăria de la Iași și eu eram solist, cum altfel, solist vocal. Dacă ai pomenit așa ceva. Un acord sublim. Eram solist la corul școlii, dacă puteți să cred. Cred că mă luaseră de, nu știu de ce, să mă facă de râs. Și la Revoluție, când se ardeau toate alea acolo și totul scos din primărie și se ardea, eu am găsit o cărticică cu cântarea României și când am deschis-o, scria solist Marius Manole, învățător Cabalău Margareta. Și am zis, auleu. E ca și când un act incriminator la adresă. Și m-am dus acasă disperat la mama cu cărticica albastră, n-am spus niciodată, era ca un carnet de elev, nu mai știe nimeni cum arată un carnet de elev, și am zis, mamă, ăștia o să mă uite, că aici, că sunt în cartea asta, de la am găsit-o la primărie, nu știu ce.
Mă rog, mama mea stau liniștit că nu-i nimic așa, dar oricum nu, era pericolul. Așa spunea că trece glonțul prin geamuri. Exact. Așa se spune. Dar stai puțin, tu la ora asta în care povestești, tu erai la Iași. La ora la care povestești? Da! Tu acum erai la Iași în 89. Normal, acasă la părinți, era și mic. Și la Iași s-a tras mult? Da. S-a tras mult, cred că s-a tras mult, dar erau povești, multe povești care în jurul Iașului se spuneau că în pădure, la nu știu ce, sunt teroriști mulți și nu știu, mă, prostii. Eu nu pot să-mi adică nu pot să mi imaginez spunând poezii patriotice și fiind în... Dar ori am spus? Nu, sincer spun. Da, le-ai spus. Unde? Știi că am găsit cu tine pe TikTok o poezie patriotică? Nu. Jur, dar am pierdut-o. Nu, no, n-ai găsit. Parol. Nu există. Tu ai filmat vreodată o poezie patriotică? Nu. A venit vreodată la, ai fost vreodată la Cântarea României? Am fost. Dar n-am acolo... spus eu, dar nu, tu crezi că acolo spunea poezii cine voia? Dar tu vroiai? Păi, dar nu știu dacă vroiam pe timpul ăla, bar n-aveam. Dacă mă puneau să spun, aș fi spus. Acum, ce-ți imaginezi? Că la 11 ani aveam așa un... Da, eram mare antisistem. Eram... Dracu, era cea mai mare mândrie să spui poezii pe stadion la când vine Ceaușescu, ai nebunit la cap. Păi aveam domnul Duban, era doamna Florina Țilea, erau ăștia, erau, ne uitam la ei ca la niște zei. Erau luați câteva zile înainte, dezinfectați, spus, cum să facă, cum să dea mâna cu doamna, cum să... Era, mă uitam, cum te uiți acum la Isabela Gianni. Ce păi, comparație. Dar fii atât aici. Știi că odată am fost la primărie, ne-au adus. Vedeți că vine domnul tovarășul Ceaușescu, ok. Da. La noi era Iliescu, la primărie, știi? La Iași? Da, a fost secretar de stat. A, deci te cunoșteai înainte, tu ai cunoscut. Eu nu-l cunoșteam, dar după aia am auzit. Probabil era și în timpul cât am fost eu în viață, cât eram în viață. Dar da, adică tu îți dai seama că noi l-am ales pe ăla care a fost secretar general, l-am ales președintele țării, după revoluție. Interesant. În sistemul de libertate. Dacă aș fi știut. Și ții minte că pe vremea respectivă candidat cu Ion Rațiu, dacă mai ții minte. De unde să alegem noi? De unde? Rațiu? Da, dar eram tineri pe vremea respectivă. De unde valori? Dar nu, nici nu votam atunci eu. Nici nu votam. Dar vreau să vă spun că m-am dus și am stat în rândul 3. Și a venit Ceaușescu. L-ai văzut? Ok, și? Nu cred. Ba da, eu ascultam și Europa Liberă. Asta era contradicția mea. Dar câți ani aveai? Eram matur de când m-am născut. Îmi cer scuze. Și la un dat a venit cineva în spate. Asta nu știu că mi s-a întâmplat. Și m-a apucat de mână și a ridicat-o. Ca să? Păi cum, dacă dă cu ochiul Ceaușescu să fie... Stai cu mâna așa sus tot timpul? Nu, trebuie să facem. Bine, ok, ok, da, și noi făceam, dar pe drumul pe care mergea el. Eram și la noi eram deja la primărie. Uh-huh. Și atunci mi s-a părut... Și atunci, în mintea mea, zic, eu nu vreau să fac ceea ce vor ei. Mamă. Așa am simțit. Aplauze. Nu, un om antisistem. Un om antisistem, vă zic. Tu dacă trăiai acum, luptai împotriva președintelui. Deci eu sunt un fel de Nelson Mandela. Da. Da, așa, Mandela. Da, am făcut asta, am fost. Dar nu luam ca pe o corvadă atunci, era ceva... era sărbătoare. Eu am pregătit un moment în care fiecare dintre noi are de recitat două poezii patriotice. Pentru că nimeni nu-și mai aduce aminte cum. Una e a mea, una e a ta. Asta e a ta. Și am și una. Trăiască în sănătate cărmaciul țării noastre. Dar nu era așa, era un ton, ții minte? Trăiască în sănătate asta cărmaciul e. Țării noastre. Asta celui drept, viteaz și bun, ce la țară ține. Azi, la ziua dumnealui, la mulți ani și bine. Celui care pentru om face tot ce face, în contrastul planetar, la mulți ani. Și pace. Și pace. Celui simțitor la tot și pe cale îl doare, tot ce-i om și omenesc, la mulți ani și soare. Celui ce iubește mult mintea îndrăzneață, printr-un și mai viu curaj, la mulți ani și pace. Viață. Celui care e garant pentru libertate, într-un sfântul drept la ea, la mulți ani și pace. Și toate. Adrian Păunescu. Da. Iar eu am o piesă, fii atât aici. Da? Ești pregătit? Da. El este România. Și Cozoriș. L-ai văzut vreodată pe Cozoriș recitând? Nu. Recitând poezii, dar nu poezii patriotice.
El este România și România El. E conștiința țării într-o zidire dreaptă. Cu El timpul lumina ne este vie treaptă. Cu El în cutezanță ni fericirea țel. Când spune Ceaușescu, se face pace în lume. Bă, ce te... Când spunem Ceaușescu, e primăvară în grâu. Doamne ferește. Când spunem Ceaușescu, e o doină orice râu. Și patria ne crește statornică renume. Și dor ne este pâinea și oțelul, ni oțel. Și limba românească ne ninge cu luceferi. Nis ani ev. N-am folosit cuvântul ăsta de ev. De aur și în împlinire teferi. Căci Ceaușescu e izvântă și drapel. El este România și România El. Doamne, tu ai fi fost, trebuie să facem vocea, în loc de vocea română, vocea patriotului. Naționale. Și să, naționale. Și să vină să recite oamenii, că sunt unii care sunt făcuți pentru asta, eu vă zic. Să știi că am putea face o, nu știu, era aia minte. O știi panta cu minte? Nu. Tu de ce îi țic tu prag așa de când nu, l-ai văzut pe... A, nu. Da. Mi s-a aprins apetitul de patriotice. După aceea făceam chipurile, eram dizident. Ziceam, Ceaușescu minte. Oh, minte luminată. Înțelegi? Nu, nu a fost rea. Dar n-a fost, n-a avut prizera publică. Nu, ăștia sunt prea tineri pentru mine. Așa. Dragii mei, vreau să vă atrag atenția că în filmul... el trebuia să fie în filmul... Uită-te la el, mă. Ce scumpete de băiat. Vai de mine, da, un bulgăre de humă. Un bulgăre clasa de humă. Clasa a patra. A patra sau? A patra, cred. Primul meu film. Primul tău film. Și printre primele și printre ultimele. Că nici n-am mai făcut după aia, cine știe ce mare film. Am debutat, da, și m-am stins ca o artifică. Artifică. Am debutat cu sfârșitul său. Da. Dacă știam, mă lăsam de atunci, da. Nimeni cine să-mi spune. Eu cred că în tine se află un mare artist... Și după cum ai spus-o la început, un mare cântăreț. Da. Trec la o parte mesajul de care mi-a venit, în care mi-ai spus foarte clar, dar să știi că eu nu cânt. Da. Asta îl ignor. Da. Am dat ignor acestui mesaj, pentru că eu sunt descoperitorul de voci. Oh. Eu sunt omul care, un arheolog al vocilor. Am înțeles. Și facem un mic test. Da, asta mi-era frică, știam că o să vină. Nu, dar e foarte ușor. Fii atent aici. Asta e o piesă pe care eu am cântat undeva acum 20 de ani pentru prima dată. Piesă făcută, cred că, prin 60. Și în engleză, ce bine. Nu. Tu, nu știi, tu știi nu engleză? Știu engleză. Bine. Nu știu engleză. Deloc? Deloc. Fii atent aici. Astăzi. N-ai și română? Am și română. Bravo. Astăzi vom face pasul către prima cărămidă în cariera ta de artist. Stai seama cum o să-i spun lui Hocea. Ce dracu, ai chemat toți proștii mă la podcastul ăsta. Tu nu le faci niște întrebări. E foarte... Și știi melodia asta. Fii atent aici. When I na 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 na. Așa, da. Ia stai, da? Bună seara, doamnă și domnilor! Bună seara, doamnă și domnilor! Suntem... Invităm la... Mireasa și Mirele pe ringul de dans! Trăiască nașul mare! When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Is what she said to me. Que será, será, whatever will be, will be. Vezi când am ureche. The future that I'll to see. Que será, será, what will be, will be. What will be, will be. Ai ureche. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Is what must be. Și toată lumea! Que será, será, whatever will be, the future's not ours to see. Que será, será, what will be,
Paradului vă așteaptă o nouă surpriză. În concert, Marius Manole. Da, se vor cumpăra între 3 și 5 bilete. Undeva foarte în spate ca să se poată pipăi între ei. Scuze-mă, tu ai fost, ai prins vremea în care la școală s-a dat drumul la radio școlii. Da, am fost, cum eu eram. De cum erai tu? Păi eu prezentam tot. Ce prezentai, mă, tot? Radio școlii. Păi da, radio școlii. Păi erau în pauză. Așa, și ce ziceai? Păi bună ziua, nu știu ce, clasa 4B, nu știu ce făcea, clasa 7B. Ascult, puneam Madonna, puneam muzică. Tu puneai Madonna? Da, puneam muzică, puneam alea, cum? Eram. Lasă-mă să ghicesc. Pentru toate fetele și pentru toți băieții. Like a virgin. Cam așa, cam pe acolo, da. Dar nu cred că aveam voce așa de ioasă. De când ți-a venit timbrul ăsta baritonal, senzual? Păi după ce am fumat mii de țigări. Nu, no, nu, no, nu, no, nu spune chestia asta. De ce? N-are nicio legătură. Eu mi așa mi s-a întâmplat. N-are nici. Deci nu știi cum vorbeam eu. Florentina Țilea, colega mea la Teatrul Național, care mi-a fost și colegă la Iași, prezentam emisiunea Planeta Copiilor. Și nu știai care-s eu și care-s ea. Pentru că aveam vocile la fel. Eram așa. Dragii mei, bine ați venit la Planeta Copiilor. Și intra Flori cu aceeași voce. Nu știai care e unul care îi spune că... Da, după aia într-o... După, zic eu, după ani de fumat, s-a... Eu cred că între timp vocea ta s-a maturizat, da, da. Da, a ajutat. A mea? Nici acum. Cum nu? Că ai cea mai baritonală, una din cele mai baritonale voci. Să nu crezi un lucru din ceea ce spun. Ce bun ești pentru reclame. Așa. În adolescență erai la fel de zglobiu? Erai un fel de... Mai ții minte Robert Powell aia cu Zefirelli, cu Iisus Hristos? Așa, da. Uite. Auleu, știi ce asta? Ce? Asta e prima poză, adică singura poză, ziua în care eu am plecat de acasă de la ei mei. Ziua în care te-ai plecat de acasă de la ei mei. Adică ușor, ușor. Aveam în geanta aia maro, care era o valiză de pe timpuri, cum exista, aveam perna. Tu ți-ai luat perna de acasă? Eu tot timpul am umblat cu perna după mine. Și când te duci acum la spectacole în tot țară? Tot timpul mi-au pernă după mine. Și afară din țară? Fața de pernă. Fără glumă. Dar colegii mei știu toți. De ce? De ce fața de pernă în afara țării? Ca să o vând. Nu. Fac trafic de fețe de pernă în general. Cu asta mă ocup și găsesc. Da. Și ca să nu, dau o amprentă personală. Nu, 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 e singurul. Și eu vreau să-mi iau câteodată perna cu mine. Dar nu mai încape în bagaj. Da, dar bine, nu. Fața de pernă la mine, nu știu, e o chestie din copilărie, înseamnă acasă, probabil. Și că probabil că m-am... Na, asta e, atașamentul față de... Obișnuit cu textura ei. Și cu textura, așa. Să vezi ce dramă e că alea fețele de pernă se rup. Și atunci trebuie să fac înlocuirea feței de pernă foarte treptat. Deci acum, de exemplu, sunt în acest proces. Am o față de pernă care s-a rupt. Deci se rupe, colțurile se rup. Da, 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 da. Și atunci eu mi-am căutat o față de pernă care să semene cât de cât la textură, fiind conștient că ea se molicește după ce e mai spălată, purtată. Dar ca să ajungă la textura care îmi trebuie mie, ea trebuie să treacă printr-un proces. Și atunci am pus-o pe o față de pe o altă pernă, pe care o pun sub perna aia și încep să mă port și cu aia cumva, să o fac așa, ca să după aia când se face trecerea să fie... Și am găsit o față de pernă în Grecia, la un magazin și am cumpărat-o de acolo că mi s-a părut că s-a părut că o caut, nu știți cum caut eu fețe de pernă, deci oriunde mă duc caut fețe de pernă. Da, nebuneală. Am rugăminte pentru 4 octombrie, fraților, prieteni ai lui Marius, fețe de pernă. Da, dar trebuie să fie dintr-un coton, bumbac, ceva, nu știu, care e moale, nu e... De... Coton moale? Da. Alte detalii? Fir de... cu un bumbac fir egiptean, peptonat de 7 ori, știi că există. Da. Nu știu cum trebuie să fie, e ceva foarte ciudat. Este singura ta, să zic așa, da. Singurul tău fetiș important. Da. Nu mai am alt. Te-am crezut. Nu, serios nu mai am. Da, tu am din Iași mi s-a atras atenția că tu erai la fel de zglobiu și în adolescență. Nu pierdeai deloc nopțile și... Mă numeam Iisus. Și eram strigat pe stradă Iisus. Nu cumpărai deloc țigări la bucată și nu lipseai deloc noaptea și nu te căuta taică-tu prin oraș. Nu, da. M-ai descris perfect. Eu, da. Perfect. Da. Când făceai toate astea, adică pe invers, adică făceai toate astea, pentru mine sună boem.
Dar pentru părinții tăi nu suna neapărat. Nu, a fost un chin. Ei, cred, ei erau convinși, adică erau convinși tata și mama că nu se întâmple nimic. Dar de aia și spuneau, nu o să faci nimic în viață, nu o să ajungi nimic niciodată. Nu, ei nu înțelegeau, nu aveau cum să înțeleagă. Acum îmi dau seama că spiritul ăsta al meu care exista, dar cum sunt acum, așa eram și atunci. Eram mult mai mult decât erau colegii, copiii de ziua aia. Așa eram eu, nu făceam lucruri după reguli, îmi plăcea să, nu știu, așa simțeam. Și ai mei erau total debusolați, nu înțelegeau ce fel de copil au, cine l-a făcut, cine l-a crescut, cine l-a educat. Erau disperați, disperați, disperați la școală profesorii, disperați vecinii din bloc care se mutau din cauza mea, s-au mutat un vecin de la parter din cauza mea. Dar ce ai făcut? Erau doi bătrânei cumva, adică bătrânei, vedeam eu bătrânei. Nu, la noi când murea un om în bloc și avea 45 de ani, spunea mea, a murit unul bătrân de păscar, de sus. La 45 de ani, că eu așa credeam, că oamenii bătrâni sunt la... Na. Da. Acum, acum, ce spui celor tineri care gândesc despre tine la 45 de ani, că ești un om, bă, gata, Marius Manole e deja... Acum nu le mai spun nimic. nu le zic nimic, dar acum nu mai există chestia asta, adică acum tinerii sunt altfel, mai... Vecinul ca vecinul, dar tu în bloc ai mai avut pe cineva cu care ai avut relații. O 10 ani de tatonări. Loredana. Exact. Da. Nu pot să cred, oamenii, toate, dar unde dracu le-am spus pe toate astea? Iartă-mă, dar da, trebuie... da, ai făcut m-am research. Pregătit pentru tine. Da. Am zis că ai pe cineva care... da. Îmi plac bomboanele MM, da, atunci da, îmi place da, la da, Marius Manole. Da, da. Deci, iartă-mă, tatonările astea este că tu ai vrut neapărat să-i bați în ușă și să-i cer prima prietenia, pupătură. Nu știi că așa prietenia, era. Sărut și mai departe. Și a zis nu pentru că avea pe altcineva? N-a zis nu în principiu, că la nu era cu nu. O scălda așa, cum cred că mai multă lume. De pe atunci se înfiripase spiritul ăsta al bigamiei. Extraordinar. Din copilărie. Și cât a ținut asta? E, vreo 6 ani, 7 ani. Și ai zis, am găsit pe alta, adio Loredana? Nici nu mai știu ce am zis, sincer să fiu. Nu mai știu. Să intre Loredana! N-are de unde să intre nici dacă vrea. Ba uite, da, chiar intre Loredana. Să intre Loredana. N-am mâncat pâine de iată, două Loredana, luni. Loredana ți-a trimis din partea ei. Doamne, Horia, ce iubito, ce e asta? Varză, brânză cu ceva verdeață, carne și brânză sărată. Astea de unde sunt, iubita mea? Din Moldova. Chiar de la, de unde copilărea? De la mama. Marius, extraordinar. Mamă, frate. Ce ai de aici? Mănânc asta, asta înseamnă 6 ore de sport. Uite, bucățica asta. Trebuie. În seara asta ai... ai... Păi nu sunt gras pentru că fac sport. Nu. Mai fac și alții sport. Nu. Niciodată nu te-am văzut gras. Niciodată. Mă, am o poză, îmi pare rău că n-am căutat-o. Ți-o trimit în seara asta. Trimite-mă în seara asta. Mori. Iată poza cu Marius gras, deși nu e gras. Cred că jucai un rol. Nu. Așa cum face Bartoș când își pune la cu... Ai uite să-și pună. De ce mai bună? Și iată, deci fii aici. Tu ai niște, din când în când, niște ieșiri de-astea formidabile legate de copilărie. Te apuc așa din când în când să... De unde e chestia asta? Copilărie dulce melodie, copilărie misterios amor, copilărie... Ce e asta? Doamne, ferește! Ce e asta? De unde sunt astea? Melodie. Astea erau cântecele noastre pe care le cântam când mergeam în tabără. Și se făceau concursuri. Eu cântam copilării... numai cine trece în Valea Seacă cu... Atât. Nu, asta era copilărie, dulce melodie. Ah, erau atât la Basarabeni. Copilărie, misterios amor. Copilărie, copilărie, al năie veșnic inim cu dor. Și cântam și luam diplome la concursurile de la, din tabără. Tabără, asta se întâmpla la tabăra Cheia. Dar nu știi ce... Mamă, era seara... Aia era seara serilor. Ne parfumam. Dădeam cu deodorant. Doremi era pe, la mine la Brașov. Da? O chestie, un fel de apă cu spir, cu... Mă rog, ce era? Era bun, te ustura de te lua mama naibii. Atomizor nu exista în limbajul meu. Da, păi nici. De ustura de mama naibii, exact. Te-ai ustura de te lua, da? Dar erai cu plovere, cu bluși largi, cu... Mamă, am niște poze, nu vine să crezi. Și după aceea, la finalul acelei tabere la Cheia, da. Bună dimineața soare, noi te salutăm, primăveri cu sârg. Bună dimineața soare, noi te salutăm, primăveri cu sârg, hai să adunăm în al păcii crâng. Hei! Băi, fii aici. Era o mașină zilele trecute dinspre un oraș către altul. Nu m-ați să mă faceți de rușine, zău.
deci se poate, mă. Și l-a dat. Hei! Da, mă. Și făceam așa. Bun, stai. Se vede? Da, se vede. De ce? Era așa. Bună dimineața, soare, noi te salutăm. Primăveri cu sârg, hai să adunăm în al păcii crâng. Hei! Hai de mine, da, și de mine. Tot făceam așa. La Clubul Copiilor și Oimilor Patriei. Știi că în momentul ăla când faci melodii de genul ăsta, tu strecori niște linii foarte frumoase muzicale, care nu sunt alea. Din păcate, pui niște versuri total dezastroase. Da? Cu partidul Ceaușescu și așa mai departe. Da. Și zilele trecute, mergând cu Cristi prin mașini, cu orchestra, ne-am început să cântăm melodii patriotice prin mașină. Care sunt frumoase melodiile. Cristian, pe care o cântai? Din veacuri a luptat această țară și fii ei de veacuri au visat această minunată primăvară pe care o trăim înflăcărat. Refren. Partidului Ceaușescu, România, poporul Ceaușescu, România. Asta era hit. Era hit. Da, vezi cât de frumos e? Tu știi că în cluburile din Occident, în anii 80... S-a ascultat asta, dansa pe asta. Da, dar nu asta. La 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 la. Nimeni nu știa ce, mă, ce mișto e melodia asta. Râde iarăși primăvara peste graiul ei de flori. Vezi, umplu țara că a venit întâi de mai. Unul mai muncitoresc, unul mai na 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 na. Ăștia beau bere. Exact, asta era. Ciocneau cârnăciorul, beau bere. Și noi eram, stăteam drepți în fața. Ce bere noi n-aveam? Nu știu, nu știu că se face din mei. Ai mei? Nu, e mei. Ai mei? Nu mai mei. Dar ai bă, știau că mergeam cu tata și mâncam mici și beam bere. Da, știu. Adică el bea bere. După aia am băut o bere. După aia am băut o multă bere. Tatăl tău îți pregătise un post de, mai ții minte, de da. Motostivuitor? Motostivuitorist, cred că e, pentru că și eu am zis motostivuitor de la aparatul. Ah, corect. Și na, ca să mă putea să pună pe mine să carale. Da, erau convins, toată familia era convinsă că sunt un ratat. Tu înțelegi, adică ei nu credeau că o să iau bacalaureatul, ceea ce l-am luat. Dar erau convinși că nu, adică erau, vorbise la fabrică cu șeful, cu pile, să mă bage, să intru acolo, totuși, că și acolo se intra cu pile. Și mi-a zis, când termin școala, uite, aici e... Și le-ai spus, dragi părinți, dau la teatru. Da. Și ce-au făcut? Nu, m-a întrebat, cum adică la teatru? Păi mă fac actor, cum adică? Castela și Arșinel? Da. Ce Dar nu știau că dau la facultate. Ai mine nu știu că dau la facultate, mă pregăteam pe ascuns. Te pregăteai pe ascuns? Da, adică nu dădeam input, nu le spuneam unde mă duc. Ai mei renunțat să mă mai întreb unde mă duc. Și iată că a venit și facultatea, odată cu ele și odată creșterea... Odată 18 ani a venit facultatea. Și creșterea pletură a fost esențială. Da, ia uite. Da, Doamne, tu pozele mele. Aici ai început să semeni cu mine. Eram pletele la fel. Da. Și problema mea e că atunci nu existau materiale de prins, de fixat părul deloc. Și erai la fel ca mine. Da. La fel de slab ca mine. Între timp noi doi ne-am despărțit. Ne-am la capitolul... Cările noastre au despărțit. Cările noastre, atracția universală, ne-a spus alte lucruri despre lucrul ăsta. E interesant. Ăla era cel mai deștept coleg din facultate, din școala generală. Nu mai știu cu el. Era deștept rău. Era în primul în clasă. Albă. Dar era primul în clasă. Eu dă-i seama, uitam la el ca la muzeu. Eu care eram păcăliciul școlii. Și mie mi s-a întâmplat la fel. Da. Să am oameni foarte deștepți, să-mi zic, eu așa deștept nu o să ajung niciodată. Nici eu. Dar nici nu mi-am propus. Nici nu propuneam că eram clar că nu. Eu nu mi-am propus niciodată lucruri care... Nu știam că nu. Nu mi-a plăcut școala. Dar iată că undeva în 2002 a început o experiență senzațională. Și asta și datorită regizorului Felix Alexa.
am trecut de facultate, da, am plecat de la Iași. Este, nu știi că noi am trecut pe la, ne-am angajat cu toții la Focșani. La Focșani era un director care ne-a zis, am un plan extraordinar cu voi, clasa voastră. Eu, Emilian Oprea, Liviu Pintileasa. Da, zic, ce plan? Luăm un cor de campanie și mergem, uite, și ne focusem în cerculețe. Vedeți, aici e Focșaniu. Și aici, toate zonele astea, ia uitați-vă, le luăm pe rând, am o bucătărie mobilă și mergem și jucăm în sate. Acum aș face asta, dar atunci ne-am înspăimântat rău. Și noi nu ducem acolo decât să luăm salariu. Și la un moment dat era o doamnă care ne ura foarte tare că noi luam salariul degeaba practic și era o dactilografă de a directorului și ultima dată când m-am dus să-mi iau salariul de acolo, o vedeam cum bătea la mașină și se uita așa pe sub ochelari și aștepta să întreb de salariu. Și eu mi-am dat seama că e ceva ciudat, dar n-am știut exact ce, că dacă știam nu mai întrebam. Și bătea și bătea. Bună ziua. Da, spuneți. Păi știți, am venit să-mi iau salariul. S-a dat! Nebunul. Că se băga, dacă nu-l luai în 3 zile, se băga nu știu ce trezorerie și după aia dura mult să-l iei, știi? Trebuia să te duci atunci. Mamă, dar știi cum? S-a dat! S-a dat! Stai un pic de bună, potolește-te, săracă, da. Zici că erau banii de acasă. Da, după Focșani am plecat la Brăila, unde și aia a fost o perioadă foarte importantă, că de fapt acolo m-am format, acolo am debutat, la Brăila, și după aia am venit spre București. Am amanetat, știi că n-aveam, eram săraci rău. Eram săraci rău, nu, mă rog, n-aveam bani, nu eram săraci. Că bogați eram, dar n-aveam bani. Da. Și m-am hotărât să dau la coreografie la București, dar n-aveam bani de tren, să mă duc să mă pregătesc, să... n-aveam niciun ban. Te-ai dus cu nașul? Nu m-am dus cu nașul, că n-aveam curaj, nu eram așa de curajos. Nu, era un personal, un tren personal care pleca la 9 seara din Brăila și ajungea la 6 dimineața la București. Și costa, nu știu cât costa, nu costa mult, dar n-aveam bani. Și atunci l-am rugat pe colegul meu Terente din Brăila, alt Terente, nu acel pe care îl salutăm. Da, alt Terente, adică mă rog, poate nu m-am uitat să văd exact ce așa deținea Terente. Și l-am rugat frumos, zic, te rog frumos, dă-mi niște bani. Și a zis, bă, n-am niciun bani, bă, te rog, trebuie să ajung la Răzvan Mazilu să mă pregătesc pentru facultate, că dau la facultate, la coreografie. Nimeni nu credea. Nimeni n-a crezut niciodată în visurile mele oricum. Pentru că erau total nerealiste și cum adică? Adică de ce-ți dai la coreografie? Bă, uite, așa vreau eu. Dar tu avusese că chestia asta cu coreografia și acum... Anul ăsta, da, pe scena Teatrului Național din București, tu pui în practică ceea ce ai simțit în copilărie. Tu în copilărie dansai în școală? Da. Da, dansam tot timpul, am dansat. Păi tot timpul. Că eu n-am făcut facultate de coreografie. Deci m-am dus la coreografie să dau la facultate fără să am școala de coreografie sau de dans sau ceva. Nativ. Am înțeles. Și Terente a zis, bă, nu am de unde să-ți dau bani, dar pot să fac ceva, să amanetez lănțișorul de aur al lui mama, pe care l-a dat mama, și să-ți dau banii de... Uite că îmi dau la crimine. Să-ți dau banii de tren. Și l-am manetat lănțișorul de aur pe care îl primise la maică-sa și cu banii ăia eu am luat trenul și m-am dus și m-am întâlnit cu Răzvan Mazilu, care mi-a zis, bă, n-am timp să te pregătesc, dar uite, ia cărțile astea, istoria baletului și astea și învață de aici și nu știu ce. Și eu m-am întors în Brăila și în vara aia, în timp în care repetam un spectacol, noaptea eu făceam coreografie singur în Teatrul Maria Filoti, care e superb și pe care l-am iubit foarte tare, făceam coreografie noaptea și învățam din cartea aia, am avut un caiet așa. Și cred că i-am dat banii lui Terente după aia pe lănțișor, eu i-fi luat lănțișorul înapoi, nu mai știu să spun. Dar cert este că eu mi-am plecat la București cu banii de lănțișor al lui Terente, amanetați. Dacă nu era Terente, tu practic nu vedeai nicio cale de a te apropia de București. Nu știu, nu-mi dau seama că pe timpul ăla parcă opțiunile erau foarte puține, nu știu de ce gând. Nu cred că mai, nu știu, poate aș fi ajuns mai târziu, mai târziu poate, nu știu. Eu cred că acolo omul, eu cred foarte tare că omul unde trebuie să fie acolo e. Și că dacă nu ajunge când trebuie, o să ajungă la un moment dat. Eu nu cred că ceva ce ți-e, știi, vorba aia, ce ți-e scris în frunte, nu cred că, de-aia nu cred foarte tare în teoriile astea că cineva ia locul al cuiva sau că... Nu cred, pentru că un om care trebuie să ajungă undeva și muncește pe asta, n-are cum să n-ajungă. N-are cum, efectiv n-are cum. Asta e prima, asta e a doua, asta e a treia. Hai de mine. Asta e a trei jumate. Asta este sunt toate piesele tale pe care le-ai jucat la Teatrul Național București. Nu ar trebui să întârzi la discursul speaker motivațional. Urmează și în afara, la Avangardia, la Bulandra, la Metropolis, la Comedie, la Teatru Luni, la Arcub, la Odeon, la Godot, și în țară, la Filoti,
Municipal Târgoviște, Național Timișoara. Tu câți ani ai? 60, 70? Da, înăuntru, da. Deci când ai avut tu timp să pregătești toată această aceste senzaționale liste? Bineînțeles, primul aici este primul, este Michi Șișu, cu Șișu, care taie dacă pe toată lumea. Dacă poți să crezi că eu joc Michi Șișu, un om care nu cântă, n-ați văzut că eu nu pot să urmez ritmul și eu sunt personaj principal într-un musical. Dar uite că și asta a fost o chestie pe care eu nu pot să cred, adică nu suport să mi se spune nu se poate. Mie dacă mi-ai spus nu se poate, s-a terminat. Trebuie să fac cumva să arăt că se poate. Și atunci când mi-au zis joci mechișiș, am zis, băi, eu nu cânt, să fiți conștient, lasă că o să cânt, domnul Colcea, care a avut îngreburi. Și am zis, ok, ia să fac asta. Și dacă o să fie o cădere, și dacă o să fie un rateu, ce poate să se întâmple cel mai rău, să zică, bă, foarte prost e manualul ăsta. Așa, și ce, mi-a cineva boil la bicicletă? Lasă-mă, foarte prost, am încercat. Știi că e o vorbă, ce ai mâncat, ce ai... Și ce ai băut, nu ți-a nimeni în viață. Așa și eu. Am repetat cu orchestra aia, am făcut niște lecții de canto, multe, mă rog, de cât se putea pe fiecare. Și am scos premiera. Și slavă Domnului, să le sunt pline, nimeni nu s-a plâns că sunt dezastru. Și mai mult decât atât, a cânta actoricește, nu înseamnă a cânta cum cântă cineva în concert. Dăm un exemplu. Păi nu trebuie să fii, a cânta, mă rog, voi sunteți tu, de exemplu, și Ilona și așa, voi aveți actorie, adică voi cântați, dar nu trebuie să fiu Pavarotti ca să cânt într-un musical. Nu. Trebuie să ai farmec, trebuie să poți să dizezi, poți să greșești, poți să faci, adică nu e obligatoriu. Și uite, am scos premiera asta. A fost singura premieră de quiz muzical puternic? Nu. Mai este una, Peretele, în regia Liei Bugnar, pe textul Liei Bugnar, unde și acolo cântam. E adevărat că acolo a fost... Nu vrei să faci un album? Cine se ocupe? Doar aia care... Poate au un fetiș pentru afoni, de exemplu. Te-ai gândit? Bă, mie îmi plă, mă excită să ascult oameni care cântă fals. Dar tu nu cânti fals, tu ai un timbru foarte bun. Tu ce n-am ureche. Am zis că vin la Academie, am vorbit să vin... E perfect lucrul ăsta, un pas lăudabil, important. Numai că tu ai datele necesare. Sunt foarte mulți oameni care cred despre ei sau li s-a spus de-a lungul vieții, vezi că nu ai, tu nu te băga acolo. Da. Asta te-a ambiționat și uite, tu ai făcut exact contrarul și ai avut și succes pe tema asta. Asta cum o, adică tot tu ești, nu e altul. Da. Nu te-ai... Astea sunt barierele noastre. N-ai dublă personalitate, una care e actorizată și una plus muzicală. Nu, da, ai nu, nu. Nu, dar astea sunt dovada încă o dată că barierele din capul nostru sunt foarte multe și că nu facem o groază de lucruri în viață, nu ne permitem să facem, pentru că avem fricile astea care sunt niște prostii induse de oameni, de părinți, de societate, de nu știu ce, de nu știu cum. În franceză cânți? Nu cânt eu română, dar în franceză. De ce? Ai și în franceză un cântec? Da. Dar tu știi toate limbile pământului? Așa ai fost deștept de totdeauna? Cu limbă de moarte mi s-au lăsat toate aceste limbi. De la cine? De la părinți? Piesa o știi? Sună așa. Da, da, da. Nam Champs-Élysées, para ba ra ba, oh Champs-Élysées, para ba ba ba, au soleil sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Je baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, j'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe quoi, fais-tu toi, je te... Non, je te... Il suffisait de te parler, t'improvise du monde. Oh, Champs-Élysées, la 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 la, oh, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi, oh, à midi, il y a tout ce que vous voulez, au Champs-Élysées. Il y a tout ce que vous voulez, au Champs-Élysées. Encore une fois. Il y a tout ce que vous voulez au Champs-Élysées. Champs-Élysées. Știi ce-mi place la tine? Mm. Că... Nu, 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 nu. Ai luat-o? Ai încercat-o? Păi de încercat încerc, eu nu... Asta dar... îmi place la tine. Păi... Din toate lucrurile pe care le-ai încercat în viață, apropo de chestia asta artistică, ce ai câștigat? Ce ți-a rămas în suflet? Unele poate că, bă,
n-a mers piesa asta. Ce ți-a rămas în suflet dincolo de toate listele astea de piese pe care le-am ținut în mâna din ori? Ce mi-a rămas în minte, ce mi-a rămas, ce am câștigat în toate piesele, în toate foile alea, am câștigat în sfârșit libertatea cumva de a nu mai fi dominat de frică. Adică am înlocuit frica cu curiozitatea. Și asta m-a ajutat acum enorm de tare și m-a eliberat foarte tare de multe, multe și mă odihnește foarte tare. Pentru că orice artist, cred că la început de carieră și mulți ani, unii nu reușesc niciodată să treacă de frica asta, dar cei care reușesc să treacă de bariera asta și să înlocuiască frica cu curiozitatea și să-și asume lucruri care chiar dacă nu o să iasă, n-are nimic, sunt foarte fericiți. Ăsta e singurul lucru. Să știi că eu văd fericirea ta în toate lucrurile pe care le faci. Și ceea ce e interesant, și apropo de toate colegile pe care le-am amintit de când ne-am întâlnit aici, parcă ai vrea să le dai și lor din cheful ăsta, hai încearcă. Da. Adică tu te-ai apropiat de multe ori de Ilona, de multe ori de Carmen cu camera, de multe ori de Maia. De multe ori de doamna Rodica Mandache. De Rodica Mandache. Hai, ce faci aici? Doamna Pelea. Da, oana da. Hai, ce face aici? Ce face aici? Dar, adică tu le împingi. Dar reacționează și ele pentru că... Asta mi-a plăcut, pentru că... Lasă-mă în pace, ar fi să spună, știi? Da. Manole, gata, Manole, lasă-mă în pace odată cu prostiile. Nu. Dar n-au zis asta. Pentru că le place jocul, le place joaca și, de fapt, e iarăși o chestie de curaj, pentru că nu găsești... Uneori nu găsești partenerul bun, uneori nu găsești contextul bun și dacă ești pus... E sigur că poți să refuzi, niciuna din doamnele de care ai amintit nu refuză lucrul ăsta. Astăzi vei fi speaker motivațional. Da, pentru niște copii care, mă rog, pentru care se adună niște cărți pentru bibliotecile la țară. Uite, pentru mine și pentru colegii mei care sunt niște copii și ei, ce să le spui prima dată? Băi, copii, uite ce... Nu, o să le spun prima dată că n-am mult de vorbit, dar o să le spun că tot în viață ține de alegere și că trebuie să fim conștienți că avem posibilitatea în fiecare clipă Să alegem dacă să fim sănătoși, să alegem dacă să fim înțelepți, să alegem cum ne petrecem timpul, să alegem cu cine ne însoțim, să alegem pentru ce optăm. În fiecare moment avem de făcut o alegere. Și cred că asta ar trebui să fie, pentru că aud foarte mulți oameni în jurul meu, sunt gras, nu sunt sănătos, nu mă simt bine, beau, sunt obosit sau așa. Dar nimeni pare, adică nimeni, cei mai mulți nu par conștienți că tu poți să alegi. Practic unii se complac în situația exact, asta. Adică totul e o alegere, de dimineață, de când și să fii fericit, e o alegere. Alegerea de a veni la podcastul ăsta a fost înțeleaptă sau nu? Înțeleaptă. Nu. Vom vedea, așa se face. A, vom vedea. Așa. Nu, e înțeleaptă, pentru că eu mi-asum lucrurile și deja îmi place că sunt aici, adică n-am nicio... Da, adică tot e o alegere și asta e, apropo că ei trebuie să învețe să citească și să pună mâna pe carte. Și trebuie să alegi lucrul ăsta, adică... Este foarte adevărat și tu ai ales un lucru pe care l-ai dat înapoi, știi la ce mă refer. În 2016... Claus Iohannis îți dădea ordinul Meritul Cultural în grad de cavaler, categoria de arta spectacolului, pe categorie aici, pentru implicarea deosebită în promovarea teatrului și a cinematografiei românești, atât în țară cât și în străinătate. El și știa cine sunt. În noiembrie 2021, în urma crizei politice din România, Marius Manole a înapoiat decorația, reproșându-i președintelui Iohannis că a girat guvernul PSD-PNL. Da. A fost ca un fel de fronda ta împotriva a ce se întâmplă politic? Nu, a fost în primul rând o mare dezamăgire. Pentru că eu l-am ales pe acest președinte, pe președintele nostru, l-am ales cu tot sufletul în primul mandat și am crezut că e cineva care în sfârșit vine și o să schimbe lucrurile. Din păcate n-a fost așa și mi-e foarte greu să cred că oameni ca el, dar eu spun Rareș Bogdan sau oameni care au militat și au spus să schimbă, să închidem ușile PSD-ului, să nu lăsăm să luptăm. Cine spunea? Domnul președinte, PSD, nu toate PSD și nu am mamă, și într-adevăr pentru mine PSD-ul, da, recunosc, este o boală acestei țări. Bă, când am văzut că a făcut asta, n-am mai înțeles. Acum, se poate ca eu să fiu atât și o să mi se spună și sunt înjurat că sunt tâmpit și nu înțeleg eu manevrele din spatele politicii internaționale și cum se întâmplă. Bă, se poate.
Bă, dar mie mi-e foarte greu să cred. Mi-e foarte greu să accept lucrul ăsta. Tu ești puțin idealist la partea asta de politică. Da. Tu crezi că un om intră în politică, el poate să... E un fel de gavroș, da, care se duce... Gavroș nefiind politizat la momentul respectiv. Da. Care se duce fără să fie atins și se duce până la sfârșit. Vezi, ăsta este motivul pentru care niciodată nu m-am băgat în politică. E adevărat, da. Pentru că ea e deja, e ca și când intri în lacul ăla murdar, da. Nu, da, o să fii niciodată curat. Da, da, tu, da, da, dacă te duci la tine cu niște detergent sau nu știu cu ceva, încerci să faci curat un pic acolo în jurul tău. Adică intri în aia, dar că eu, știi care e problema noastră? Problema este că nu știu câți 90% din politicienii noștri nu intră în râul ăsta murdar să curăță ceva. Ei intră tocmai ca să murdărească mai tare. Adică ei nu intră în politică dintr-un deziderat, spui, bă, vreau să fac bine. Mă duc pentru că am niște cauze pentru care vreau să lupt și vreau să fac bine. Nu, ei se duc acolo ca să aibă niște avantaje. Dragul meu, da, e greu să reziști dacă te duci tu, om curat, el, noi, toți de aici, așa, în 2 ani ne dau afară, nu că ne dau, ne calcă în picioare. Că nu le convine. Este motivul pentru care de 31 de ani eu fac politica show-ului. Iartă-mă că spun asta. Indiferent orice face, politica nu se poate schimba. Indiferent cât de multe sacrificii, indiferent cât de mult detergent ai la tine, o da, să vină. Dar oamenii, lumea s-a schimbat cu oameni idealiști. Dacă toată lumea gândește ca tine... Cum se schimbă lumea? Gândește că s-a progresat sclavia, că s-au făcut niște schimbări de-a lungul istoriei. Au fost niște oameni care au crezut în chestia asta și au asumat lucrul ăsta și în loc să dea telefoanele alea să spună că te iubesc sau ești o femeie frumoasă, au ales să salveze niște mii de oameni. Deci, abrogarea sclaviei în continuare. Deci, practic, tu ești acest Nelson Mandela. Nu, dar știi cum e asta la aeroport când stăm toți în scaune și așteptăm îmbarcarea? Și stăm toți pe telefoane și zice domnul la zborul Tarom, domnul așa, de la București, vă rugăm frumos, pregătiți așa, așa, așa. Și vezi cum stă lumea așa, pe scaune. Și se duce unul. Și câte unul, și câte unul. Și ăia alții, unii mulți spun, bă, dar ce mă duc de la cu stau la coadă, stau în picioare. Stai să se termine coada asta și... Dar cineva trebuie să pună la coada aia să facă coada. Că dacă nu e ăla ca ai să... Nu pleacă zborul. Dacă am stat toți așa să ne uităm, stai bă, că când o să fie, mă duc și eu. Cineva trebuie să zică, bă, mă duc eu. Hai. Mă duc eu primul cu pașaportul și trec. Trebuie să fie cineva. Altfel nu se schimbă nimic. Noi ne-am văzut odată în aeroport. Da. Și eram așa? Stăteam pe nu, acolo. Stăteai în jurul mesei și am băut câte cafea. Și era și Maria Obretin acolo. Da, da. Și era și Lia. Da. Și era și Carmen. Da. Noi nu ajungem acolo că noi suntem în restaurante și duty-free-uri. Marole, vă rog frumos, da, zbor, dar pățit... Cât mai așteptam, domnul Marole? Cât mai așteptam? Mamă, cât m-a ajuns să fac așa, să fie. Mă, de ce m-am întrebat, de ce niciodată la corporațiile astea, bă, n-au umorul ăsta să fac așa? Mă, unii au. N-am auzit pe nimeni care, n-am auzit în viața mea să zică, domnul Manole, haideți, lăsați parfumul, hai veniți că vă pleacă avion. Lăsați-l la... Înțelegi? Am pierdut avion așa, am pierdut fiind stând pe la... Da. Deci și tu încerci să fii primul la coadă. Te trezeai la ora 6 dimineață, aveai matinal la radio, wow, după care te duceai la repetiții pentru emisiunea de dans, da, câte 4-5 ore repetai, după care te duceai la teatru, jucai și noaptea și că aveai premieră, terminai programul la 1, la ora 6 o luai de la capăt și la un moment dat ai ajuns și la urgență. Toate s-au întâmplat cu ocazia asta a senzaționalei prezențe în 2017. 2017. Ce ne-au trecut, incredibil. Cu alături de dansatoarea profesionistă Olesea Nespeac Micula. Da. Ai câștigat marele premiu la Uite cine dansează. 100.000 de euro pe care i-am direcționat spre Fundația Open Homes for Children. Da. Adică tu, după ce ai făcut toată chestia asta, ai donat banii mai departe. Păi n-aveam de ce să țin bani. În primul rând că nu erau banii mei și în al doilea rând că ce am câștigat eu acolo a fost de 100.000 de ori mai valoros decât orice 100.000 de ori. Ce ai câștigat acolo? Doamne, păi în primul a fost ceva atât de greu, Horia, nu, tu ești obișnuit, pentru tine televizia nu e, dar pentru mine live-urile alea, eu nu sunt dansator, nici dansator nu sunt, și pentru mine live-urile alea erau chinuitoare, aveam coșmaruri noaptea, că o calc pe aia, că o scap din brațe, că o calc pe picioare, că mă opresc și zic într-un live, domnule, nu mai pot, gata, opriți, haideți acasă, lăsați-mă. Deci înainte de emisiune mie îmi bătea inima de-mi venea să leșin, îmi venea să mor, deci îmi venea să mor fiecare luni când mă duceam la Buftea să filmez, plângeam în mașină. Deci mi se părea un chin, drumul ăla, mi se număram kilometri cât fac până acolo. A fost foarte greu.
Asta este partea ta. Partea telespectatorului a văzut un tip cu plete, puțin mai lungi decât acum, care atunci când făceai tu mișcările alea așa și te întorceai și cu făceai, apropo, a avut și o chestie cu ca la coridă. Da, 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 am avut un tango, sau, nu era tango, era altceva, da. Frate, deci ce mișcări clare și aveai nouă față, hai PC să dansăm. Nu, erai ceva, deci erai Barâșnicovul din România. Eram foarte concentrat și fricos și mi-era frică. Da, a fost o provocare și tu știi că toată lumea mi-a zis când am dat telefon și a zis, doamne, Rodica Mandache, zic, mă duc la ProTV la asta. Ce să cauți acolo? Cine mai este? Cine mai e în concurs? Păi Alex Velea, aoleo, nu mai, nu, tu trebuie să joci Hamlet, mă, tu nu te duci să faci prostiile alea acolo. Lăsați, doamne. Toată lumea mi-a zis, toată lumea. Și după prima ediție, când a fost seara la primul live cu Tango-ul, m-a sunat doamna Mandache și a zis, măi, bravo, și bine că te-ai dus. Măi, dar ce bine că te-ai dus să vadă lumea, că și actorii, că dacă noi nu ne ducem, sigur că lumea nu vede că se poate și altfel. Bravo, foarte bine că te-ai dus. Mi-a mai zis, doamne, dar... Și acum partea cealaltă. Zi-mi acum de părinți. De părinții care ce? Care mi-au zis la asta? Care te-a văzut la televizor. Mama nu se uita în primul rând. Că avea emoții mai mari ca mine și ea, dacă are probleme cu inima și dacă se uita, murea. Și nu s-a uitat. S-a uitat doar leloare. După ce mă întrebai trecut de proba asta, da. Dar după ce ai câștigat, pe la ora 11 noaptea și ceva, da. I-ai dat telefon. Da. Și ai întrebat-o, ce faci, mamă? La care mai câte zice, stau lângă telefon, aștept felicitări. Da. La care ea zice, nu, tu zici, și de ce ești așa nervoasă? Și ce a zis? N-a sunat decât Viorica. Păi da, mă, pentru că tu nu știi, dar în familie de moldoveni există o concurență și o invidie foarte mare. Cum vreau, fie mai bine așa. Viorica e sora mamei. Da, Viorica e sora mamei. Fost șef cofetar. Da. Da. Senzațional, mi se cel pare... mai bun cofetar din Iași era. Scuze-mă, când te-am pus să scrii o mică broșură despre viața ta? Acum. Cum o denumești? Păi nu m-am gândit, nu știu, chiar nu știu cum. Chiar nu știu. Ai tu o idee? Da, uite cine joacă. Poate să fie. Uite cine joacă. Are multe subînțelesuri. Asta zic. Uite cine cântă, dansează sau recită. Uite cine e omul din spatele. Uite ce s-a întâmplat. Uite, da, are multe. Are multe. Da. E o carte care acum o scriu, mă rog, când am timp, dar nu prea am timp și nu prea așa, în care e foarte ciudat. Stai, tu chiar scrii o carte? Da. Am și semnat un contract. Anulează interviul motivațional, că aici se scrie istorie, mai băiatule. Da, dar e o carte foarte ciudată, pentru că ea, de fapt, o să vorbesc despre doi oameni. Mi-am dat seama că sunt doi oameni. Eu cred că sunt mai mulți oameni. Bă, doi sigur sunt, pentru că doi principali, că așa e în figurație multe. Ham și Let. Cam așa, da, exact, Ham și Let, care e bătaie mare acolo. Să vedem, o să văd, nu știu, eu nu-mi propun, o să las lucrurile. Eu cred că o să ai succes, mai ales că tu ai un mod foarte plastic de a pune totul pe foaie. Și cred eu că toată transformarea asta... Nu m-a sunat decât Viorica. Tu-ți dai seama cum se tăia. Mamă. Da. Da, au fost multe. Cine s-a mai dat? Toată lumea te-a felicitat după aceea. Toată lumea ți-a zis, băi, ai fost senzațional și că... E normal, când faci un lucru... Tu ai ajuns în starea asta de maturitate și de deschidere totală, de transparență și datorită unei perioade nasoală din viața tuturor de pe planetă, ce anume pandemia. Atunci ai descoperit singurătatea în casa ta mare, lucruri despre care ai spus. Și mi se pare că atunci ai scos și fraza asta în care ziceai, pentru un om activ, pandemia a fost un șoc. Este doar de trăit cum îți vine, cum simți fără să te gândești ce o să mai zică lumea, ce o să zică mama, ce o să zică tata. Practic te-ai eliberat de niște frici. Pandemia te-a eliberat de niște frici. Da, atunci am descoperit asta cu... Eu atâta țin minte. Pe data de 9 martie am jucat ultimul spectacol, 8 martie am jucat ultimul spectacol la Constanța, cu doamna Pelea, Oscar Ștantiroz. Ne-am întors, s-au închis școlile și s-a anunțat 2 săptămâni să închid teatrul. 2020 era asta. Da, să închid teatrul 2 săptămâni. Și eu țin minte că am ieșit în fața porții,
Nu știu de ce, era o zi frumoasă afară și am făcut așa. Și am simțit cum 20 de ani de frică, de tensiune, de crispare, de tot s-au dus în secunda aia. Atunci s-a eliberat corpul meu după 20 de ani de muncă. Pentru că două săptămâni să n-ai spectacol, la perioada aia, am zis, mamă, deci eu mă culc acum două săptămâni seara fără să mă gândesc, fără să am emoții că mâine am spectacol, fără să mă gândesc la ce mănânc că am spectacol, fără să am grijă cum beau apă că am spectacol, dacă e rece sau nu. Deci pot să fac ce vreau eu două săptămâni pentru că nu am spectacol. Deci mi s-a părut un cadou extraordinar. Dar după cele două săptămâni? După câteva luni, după cele câteva luni de stat în casă, când deja nu se ajunge, când nu se mai termina, am avut o cădere, dar eu nu știu să spun exact de la ce. Cred că erau multe acolo, erau multe lucruri ascunse de 20 de ani din când eu munceam. Erau ascunse de muncă. Erau ascunse de muncă și nu le dădeam importanță, nu știu ce. Și a venit ziua aia în care, nu știu cum, din ce în ce mai rău, până când s-a întunecat totul. Efectiv, s-a întunecat totul și n-am mai știut. Inclusiv camerele s-au întunecat, că trăgeam draperiile pentru că nu puteam să văd lumina. Aveam mamă o masă de asta mare acasă, de lemn, așa, și era toată plină doar cu sticle cu vin. Goale. Cu asta mă ocupam, mă trezeam dimineață, la o masă de asta mare, imensă, pe același scaunel, am stat 3 luni de zile. Mă scuram dimineața, îmi desfăceam o sticlă de vin și până seara cu asta mă ocupam, din când în când mai mâncam o conservă de ton, că nu aveam putere să mestec, de pate de ton sau somon, că nu aveam putere să mestec, slăbisem foarte tare și nu înțelegeam ce să fac, adică care-i scopul, care-i rostul. Viața te-a dat un nou test, cu alte cuvinte. Cred că prima dată a fost atât de rău. Eu sunt om optimist, eu trec peste probleme, nu dau importanță, nu știu ce. Dar uite că atunci a fost cel mai rău din viața. Prima dată m-am trezit și o față în față cu mine și neavând unde să plec. Că unde să mă duc? Adică ce? Mă duceam să alerg în parc, dar nu mai aveam putere. Și m-am trezit eu cu eu și zic, uite, care-i scopul meu pe lume? Copii n-am, aia n-am, meseria nu am. Deci, practic, eu pot să dispar, că nu observă nimeni, nu se întreabă nimeni, bă, dar unde-i? Înțelegi? Formidabil. Da, dacă ne-am fi cunoscut mai devreme, ți-aș fi dat și un măr și te-aș fi invitat la mine. Dar noi nu ne cunoșteam pe vremea asta. De ce mi-ai fi dat un măr și de ce mai fi? Ca să scap de conserva de ton combinat. Adică da. să diversifici puțin măcar. N-avem eu treabă, că mă diversificam vină. Soiurile de vin le diversificam. Una peste alta, ai trecut printr-un test important, dar după aceea cheful de muncă ți-a venit și... Nu că mi-a venit. A fost o bucurie imensă, dar nu pentru că am început să joc, nu aia, ci pentru că am început să joc cu lecțiile descoperite în pandemie. Aha. Ci pentru că am început să joc pentru mine, nu pentru alții, ci pentru că nu mai așteptam validarea din partea publicului, nu mai așteptam, mi-am dat seama că nu trebuie să te placă toată lumea, că nu trebuie să te iubească toată lumea, că ai dreptul să spui nu, că viața ta e importantă și chiar e cea mai importantă și fiecare zi e importantă și că, bă, lucruri pe care le știam teoretic, noi toți știm lucrurile astea, nu e ceva, zici, bă, lasă-mă că le știu, dar trebuie devină a ta, nu știu cum. Să simți că se întâmplă lucrul ăsta. Dar unii știu asta întotdeauna, alții descoperă parcurs. E important să descoperi până la capătul vieții, pentru că toată viața e o descoperire. E adevărat, da. Și e foarte interesant că toate partenerele tale zâmbesc când e vorba de tine. Una dintre partenerele tale pe care o cunosc de foarte mult timp este Medea Marinescu. Să intre Medea, nu glumeam. Nu. Medea, ai jucat cu ea și vei juca cu ea în septembrie chiar la în Canada. Da. Și Medea mi-a zis că nu poate trece această întâlnire a noastră fără câteva cuvinte din partea ei. Ei, du-te. Cuvinte care sună așa. Marius, aflu cu stupoare că ești invitat la Horia Brenciu, la podcast. Presimțită. Nu cred că vrea să te invite la Vocea României. Trebuie să nu te baci. O fi auzit el că tu cânti prin opera de 3 parale, că ai succes. Dar mă rog, nu, ai altceva. Uite, dacă vrei, cântă la el în emisiune, cânte un cântec din opera de 3 parale. Mă rog, să dai mobila la o parte ca să poți să faci un flic-flac, o roată, ca să-ți ia sacutele mai bine. Dar atât.
că noi avem altă treabă, noi trebuie să mergem în Canada, avem turneul ăsta peste câteva zile. A, apropo, poate vorbești cu Horia de treaba asta, că am înțeles că și el a fost în Canada în turneu. Poate faceți un schimb de experiență, cum e publicul de acolo, cum a mers, cum a fost zborul, dar atât. Mă rog, și dacă vrei, poți să povestești de prietenia noastră de 20 de ani. Vreo 20 de ani, da? Da, vreo 20 de ani. Povestești 20 de ani cum te-am maltratat eu prin turnee. Despre prietenia noastră, despre prietenia ta cu atâția oameni din colegi, din teatru. A, și încă ceva, te rog, fără politică. Deci asta e o scumpete pe care joacă exact cum i-ai deschis tu. Când te-a maltratat Medea Marinescu? Răspunde acum. Da, nu mă iar acum întrebarea roșie? Unde? Întrebarea roșie? Urmează întrebarea roșie. Urmează întrebarea roșie. Cum te-a maltratat? Când te-a maltratat Medea Marinescu? Cel mai tare mă maltratează că mergeam în turnee și eu voiam să stau nopțile să petrec și mă trăgea în cameră la ora 10. Că în rest, urât Medea Marinescu. Da, 20 de ani de știm, incredibil. Tu îți dai seama că și tu și ea sunteți MMMM? Da, și mai e un MM. Cine? Mai e Morgan Stern. Fai, am avut un spectacol care s-a chemat Cei 3M. Pe bune? Noi 3, da. Cu o muzică de Mihai Mărgineanu. Cu o muzică de Mihai Mărgineanu. Ar trebui toți așa adunați. Cum ar fi și Moria Mrenciu. Din ianuarie 2024, așa. Opera de trei parale, Regia lui Gelu Colceag, Teatrul Național din București. Tu știi Mac the Knife? Nu cânt eu în spectacol. Poți să-mi spui o... Ai auzit melodia de mai multe ori? Cred că da. Da, 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 da. Tot în engleză e? Băi, dar în română nu mai vorbiți. Deci fii atent aici. Băi, mă duse, pardon, scuze-mă, ia iartă-mă. Aia, da, o știu. Hai, cântă, începe. All the sharp, babe, such a teeth, dear, and it shows them pearly white, just a jackknife has all my heat, babe, and it keeps it, ha, 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 Marius Manole, out of sight. She, you know when a shark bites with his teeth, yeah, scarlet billows starts, oh yeah, fancy glove stone wears over heat, babe. So I see never a trace of red. Ce anume? Ar trebui să joci asta. Când se face musical ăsta, ar trebui să joci. Eu practic... Yoga? Nu. Eu practic yoga. Foarte bine zis, bravo. Eu sunt deschis pentru toate nebunile. De fiecare dată ai zis și lui Bartoș. Dar ăsta ți se potrivește, adică nici măcar... Tu îți dai seama. E foarte da, frumos. Dar nu e Michi Șișaru, nu e un tip mai silfidic cu... Nu, din contră. Păi l-a jucat Toma Caragiu. A, da? Da. Nu, eu am făcut un contramploa. Eu nu eram de Mac the Knife. Ăștia care au jucat înainte erau. Nu, ăsta e totuși cel mai mare goland în cartierul ăla, cel mai mare fustangiu, cel mai mare cum farmec nebun, deci poți să joci când vrei. Trebuie să găsim regizor. În pandemie ai avut un podcast cu Ilona. Uh-huh. Bun. Mă bucură chestia asta. S-a numit Welcome Us in Our Home. Ce, ia traduc, că nu... Da, se scrie cum se citește, așa cum zicea și Marin Moraru. Da. Bine ați venit în casa noastră, dar azi în rolul ăsta este rolul casei noastre. La un moment dat, fiind aici, la un moment dat avea COVID Ilona și tu ai zis, dar știi că arăți bine? Nu arăți rău, Ilona. N-ați zice că ești pe moarte. Dacă așa arătați toți oamenii în pragul decesului, ne-am dorit cu toți și am face mici cimitiri. Deci ești... Am râs mult în pandemie cu asta, adică am făcut 80 de episoade, tu-ți imaginezi? 80 de episoade? 80 de seri și
Nu a fost incredibil. Și am plecat de la, de aia zic eu că nu, mă, nu se poate să nu faci, să nu, adică nu se poate ca cineva să nu reușească totuși în viață dacă are cât de cât dorința de a face. Deci am plecat de la o, telefonul ăsta și stăteam eu pe jos în cameră la mine și Ilona la ea acasă și era, făceam un live pe Instagram. Și ce mai faci? Și nu știu ce. Și aveam 10 privitori. Și am ajuns în 3 luni de aveam 2500 de oameni live în fiecare seară din toate colțurile lumii. Voi doi? Da. Și cu Dan Rădulescu, că l-am luat la mea și pe Dan Rădulescu, care și ăla e o figură. Eu n-am fost invitat la acest podcast. Nu știu de ce. Pe Ilona trebuie să o cerți. Că eu nu prea știam vedete. Ea cunoștea mai mulți. Tu cu Ilona ați jucat câteva spectacole împreună? Da. Primul fiind două... Două loturi. Loturi. Da. După două loturi a lui Caragiale. A venit și Viforul? Da. Da. Unde i-a jucat domnița Tana. Era o, de, cum se cheamă, dai seama, domnița Tana, soția lui Ștefănuță. Și noi eram ca doi din spatele blocului. Care, ce, cu paloșul, să mă vezi cu paloșul, cum făceam pe acolo. Pasta care venea toată aranjată, dracu, noi râdeam de ne prăpădeam când o vedeam pasta în scenă. Marius e un prieten foarte loial. Eu știam de mult pe Marius că eram cumva admiratoarea lui. Mai aprofundat am ajuns să ne cunoaștem când am lucrat împreună la Teatrul Național. Și după aceea, după pasaje. Doamna Tana și Ștefan cel Mare, tu cu paloșul tău, ne-am apropiat din ce în ce mai mult la repetiții și așa am ajuns să avem o relație de prietenie. Nu mă gândeam vreodată că o să ajung să fiu prietenă cu el. Viața ne-a adus împreună, asta a fost foarte frumos, e foarte devotat, e foarte empatic, e un om pe care te poți baza, te ajută când ai nevoie de el. Da. Da. Ăsta ești tu? Da. Și da. Ilona nu aruncă cu vorbe așa... Ei, ce să spun... Cum? E... Cum? Ce? Să intre Ilona! Da. Nu, glumesc. Nu vine aia ce, e plătită? Nu, glumesc, ah. Glumesc. Nu, ideea este că Ilona a vrut să spună ceva. Ah. Vreau să spun că sunt cuvinte dure. Hi, Marius. I am very glad that you are going to so much podcasts. Please take care of the ears of the Horia Brenciu because he has very fine ears and you are singing a little bit out of the rhythm, you know? So please take care and number the rhythm, you know, when you are singing. Number the and, rhythm. Please tell me how the podcast, how... you understand the podcast appear because I want to see what you do here. I miss you and I like your new job of a podcaster. A very nice choose. So, bye. Că o cunosc, deci o știu. Mamă, deci o știu cum respiră. Foarte, foarte frumos outfit-ul. Mi-a plăcut mult cum era îmbrăcată. E o joacă acum, sigur, pe lume de Hector Malou. E o piesă nouă, da, da, da. Ilona este o chestie. Voi doi de asta. Și eu cred că trebuie să reluați chestia aia cu podcastul. Nu mai are ea timp. Ea e tot timpul prinsă pe lucruri. Se duce, cântă. Cred că cântă și la anunț de acum, nu știu. Nu cântă la anunț? Nu? Nu, nu știu, poate că da. E are toate. Vă zic. Are toate, da. Are trupă acum? Nu crezi, glumesc. Are trup și trupă. Are. Mă bucur, da. Înseamnă e că și, am dat. E și măritat acum, are și responsabilitățile că și. Unde să plece? Că nici nu lasă băiatul ăla, cred că să plece de acasă. Ai făcut un podcast la ProTV. Da. Spune-mi o chestie, cum arată un invitat model la faza asta? Sunt foarte curios cum arată un invitat model. Mai da, model arată exact cum arată Alex Bogdan. Ăsta e invitatul model? Bă, pentru mine, da, adică bine, ar fi o combinație între Alex Bogdan... Medea, să intre Alex Bogdan. Da. Să, și chiar să intre la mea, să facă glume și să spună și să intre Meryl Streep. Și să intre Meryl Streep. Să intre Meryl Streep, da, ok. Da, asta cum se cheamă, Alex Bogdan, o combinație cu Alex Bogdan, cu Medea Marinescu, cu doamna Mandache, cu doamna Tănase. Adică așa ar fi, să aibă și umor, să fie și spontan, dar să aibă și profunzime și adâncime, să aibă și talent la... Știi? Și toate astea ar putea fi presărate cu muzică. Nu. În podcastul meu? Tu trebuie să surprinzi. Da. Asta e, podcastul e de fapt o misiune. Da. În care joci. Din când, uite, de exemplu acum, spune-mi melodia ta, cea mai cunoscută
din Moldova. Care e cea mai cunoscută melodie? Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Atenție, copii! 1, 2, 3 și... Asta e. Ia de aici. Hai! Asta e. Nu știu versiunea. Da, da. Serotonul. Atenție! Atenție! De la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Nu cred! Trandafir de la Moldova te-aș iubi, dar nu știu vorba. Doamne ferește! Nu pot să vorbesc. M-auzi? Ca tu n-ai încercat cu ora. M-am blocat că ne-am văzut ieri, nu puteai să spui. Nu puteai să spui. Nu puteai să spui. Dragă ta mea. Să vreau să puțin muzica. Ieri a fost ziua ta. Oh, dragoste! Zi frumoasă, da. Dragostea mea, dragoste. Te-am adus un vinuț ca să-ți spună, puiuț, cât de mult te iubesc. Ia uite, puiuț, dacă nu vei te sparg. Deci este genial. Este genial? Da. Ei bine, m-am pregătit și eu cu ceva. Tare. După ani și ani de zile, poate ai mai îngrășat eu când o cine? Eu am slăbit foarte mult, fără doina meu ascult. Astăzi voi încerca, nu știu ce să fac, ca să spun ești ca mei să nu pus. Eu cred ca să spun Iubesc. Draga mea, vreau să-ți înalți microfonul. Stai să-i spun lui Fimiu că-s la tine, că nu aveți semnal aici. Bună! Te sărut cu dragă. Deci, draga mea... Dar ai intrat, că l-avea. E acasă aici. Absolut. Da, uite că nu... Dar trebuie să meargă. Nu, vreau să-ți ridic puțin microfonul. O să pun o carte de pleșu sub microfonul tău. O să iau și un ghid de Radu Paraschivescu, bineînțeles. Radu Paraschivescu, foarte bun. Radu mi-a spus să... ghid vesel pentru tata. E perfect, așa? Da! Unde este... Și am pregătit cu ceva pentru... cu ceva pentru Carmen. Doamne, dar ce nebuni sunteți, oameni buni, dacă n-aveți voi minte în cap. Tot spunea să intre ăla, să intre ăla, să... Nu-l mai cred. Dar totuși, vezi ce înseamnă intuiția? Ce? Ai zis ceva? Da, am zis, bă, parcă vă clopam, am spus, să intre, nu știu care, și intre, dar n-a zis, că dacă ziceai... Ai cântat? Ei, am cântat. Ce voce... Un noroc, că eram tot în engleză, nu știu. Ce voce minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. O lume cu multe flori și plăcinte veți întâlni numai copii. Și o lume a iubirii cu Marius Manole și Carmen Tănase astăzi veți urmări. Asta e una din florile mele preferate. Ce surpriză! Yeah! În fața voastră, Marius Manole și Carmen Tănase, dragii mei, o emisiune senzațională. Dar partea a doua o veți vedea săptămâna viitoare, exact de la aceeași oră, 8 luni, ca în fiecare septembrie luni. Ne vom vedea atunci și vedem ce facem împreună cu Marius Manole și Carmen Tănase. Iată câteva imagini tentante. Să ne scoatem premieră acum. Pentru nou nostru proiect. Deci cum se numește? 4 dintr-o lovitură. Dar ăștia 4 de ce? Se învață la repetiții, în relații, cu partenerul. Păi o relație am învățat. Nu. Ce relații? Că n-ai avut nicio relație. Lasă-mă în pace. El caută femeia ideală, Doamne, în continuare. Păi a găsit-o și se face că... Make me feel lonely, you know how. Bine, Carmen! Dacă mâine vi s-ar propune să faceți un film cu scene intime, puternice... Păi, foarte puternice, cu Pacino... Ar fi ultimul lui film. El! You can come in. Cum ar fi să intre? Gol. Orice viste aș avea, lucruri simple voi păstra.
Ce nume îi pune Carmen unui câine ca mai apoi o să-i faci cadou lui Marius? Puțica. Tăiați, tăiați, mă ridic și plec. Nu, este o rușine acest podcast.